Dragilor, bine v-am regăsit la un nou eveniment cultural marca Editura Herald. Iată, ziua limbii persane, limba poeților și a iubirii. Data de 15 mai o celebrăm în acest fel. Ziua limbii persane este o sărbătoare oficială în Iran, celebrată în data de 15 mai. A fost inițial stabilită pentru a-l onora pe poetul persan Ferdusi și opera sa fundamentală, epopeea Shahnameh, Cartea Regilor, alcătuită din circa 50.000 de distihuri, veritabilă panoramă a trecutului real și imaginar al poporului persan. Persana, cunoscută de vorbitorii nativi iranieni sub numele de Farsi, este limba oficială a Iranului modern, a unor părți din Afganistan și a Republicii Tajikistan din Asia Centrală. În limba persană, ea se numește Parsi, dar a ajuns prin limba arabă la forma Farsi. Limba persană este unul dintre cei mai importanți membri ai ramurii indo-iraniene, a familiei de limbi indo-europene. Este înrudită de departe cu latina, greaca, limbile romanice, slava, limbile teutonice și engleza. Persana din Iran se scrie cu alfabet arab, arab cursiv, care poate fi extrem de ornamental. Astfel, iranienii și-au făcut propria artă a caligrafiei și a scrierii rafinate. Celebrul poet, cel mai titrat poet al culturii și al literaturii persane, Ferdusi, celebrat ca fiind cea mai influentă personalitate a literaturii persane, fiind adesea acreditat că a salvat limba persană de influența arabă. Shahnameh, Cartea Regilor, este singura lucrare supraviețuitoare a lui Ferdusi, considerată ca fiind incontestabil autentic. Este epopeea națională a popoarelor iraniene, care descrie istoria Persiei din cele mai vechi timpuri până la cucerirea islamică din secolul al VII-lea. Iată un eveniment, spun eu, foarte important, data de 15 mai. Alături de noi, foarte pe scurt, am să prezint invitații și apoi le dăm cuvântul. Doamna Parvin Neghiraz, din partea ambasadei Iranului, consilier economic și cultural din partea ambasadei Republicii Islamice Iran la București, ne va prezenta un discurs, un mesaj de bun venit în cadrul acestui eveniment. Apoi colega mea Andreea Tincea, senior editor Herald, de asemenea lector universitar doctor domnul Mihai Cernătescu, doamna Sara Estera Badeian, translator din limba persană și, nu în ultimul rând, actorul Nae Alexandru, actor la Teatrul Constantin Tănase din București. Acum aș vrea să dau cuvântul doamnei Parvin Neghiraz pentru un mesaj pe care ni-l transmite nouă și implicit dumneavoastră, dragi cititori, referitor la această importantă zi de 15 mai, ziua limbii persane, limba poeților și a iubirii. Hello, dear audiences, ladies and gentlemen. Thank you very much for joining us in the official Day of Persian Language event, which is co-hosted by Embassy of the Islamic Republic of Iran and the Editura Herald. As my part, I'm going to talk about a little bit about Persian language and why we celebrate this day as the Persian Language Day, and also some parts of Persian poem, and I hope that you will like it and you'll enjoy it. Thank you. چون شکر شیرین و چون گوهر زبان پارسی است، فارسی فرهنگ و آیین و نشان پارسی است. بر سر یاران افغان و بلوچ و آذری، شاخ پرپار زبان پرتوان پارسی است. Persian Language Day is an official day in Iran, celebrated on May 15th. It was originally established to honor the Persian poet Hakim Abulghasem Ferdowsi and his masterpiece, the epic poem Shahnameh, which is the world's longest epic poem created by a single poet. Ferdowsi is celebrated as the most influential figure in Persian literature. The Shahnameh
which, if I can translate, can say the Book of Kings is Ferdowsi's only surviving work, regarded as indisputable genius. It is the national epic of the Iranian people that describes the history of Persia from the ancient times until the Islamic conquest in the 7th century. Ferdowsi spent over 3 decades writing the Shahnameh. The result of his work is the world's longest epic poem, as I mentioned, written by a single author. It is just to be close in your mind, it is twice as long as Homer, Iliad, and Odyssey combined. The book about the Persian kings, written entirely in Persian, played a key role in the revival of this language and made a significant contribution to the development of Persian language. Iranian language is the subgroup of the Indo-Iranian branch of Indo-European language family and is spoken not only in Iran, but also in Afghanistan, Tajikistan, and parts of Iraq, Turkey, Pakistan, and some areas of Caucasus Mountains. In the past, Persian was widely understood in an area ranging from the Middle East to Central and South Asia and to Xinjiang in China. Persian is the second language of Islam and was instrumental in the spread of the faith during the reign of Mughals in India subcontinent, where it was cultivated and held in high esteem until the end of Mughal rule in 1837. Persian poetry is still a significant part of the literature of the subcontinent. A striking feature of Persian literature is the prominence of poetry in its language, particularly in the classic period. Western audiences are also familiar with the words of some of the more popular medieval Persian poets such as Attar, Rumi, and Hafez. The works of these poets are deemed as the most perfect expression of Persian mysticism. A notable feature of Persian is the small extent to which it has changed over the 1,000 years or more of its existence as a literary language. For example, a modern reader should have no difficulty in reading and comprehending the poems of Rudaki, the first Persian poet of the note, who died in the year 948. I want to say a few words about the Persian language in Romania as well. The chair of Persian language and literature at the University of Bucharest in Romania has a history of more than 40 years. This chair was opened in 1969 and was going on until 1974, which the formation of elective and free courses for those interested in Persian language. In 1974, the Persian language chair activity was developed and turned into training courses for a student of the second language of instruction, I mean as a language B. The chair of Persian language at the University of Bucharest, headed by Dr. Bochco, who himself graduated from Moscow University with a degree in Persian language and literature, has expanded its activities since 1990. And in 1990, the Persian language has become from the languages E, I mean the first languages to be learned by students. And because of that, for several years, many students have chosen Persian as their first language. This has continued for several years, and as I told you, many students have graduated from the University of Bucharest with a degree in Persian language
and literature as their first language. Of course, later Persian became the second language in the university again. But nowadays we have some students who are learning and somehow gaining this language as their second language. And I hope that in the coming future, in the near coming future, just like past, we will have Persian language as the first language in University of Bucharest, which will accept students for this language every year. And I will give the floor to my other friends here in the forum. They will describe you more about the history of the Persian language and some poems. Thank you very much. Vă mulțumim foarte mult, doamnei Parvin Neghinraz, pentru acest mesaj foarte emoționant. Doamna Parvin Neghinraz, cum spuneam la începutul materialului interviului nostru, consilier economic și cultural din partea Ambasadei Republicii Islamice Iran la București. În continuarea evenimentului nostru, am să dau cuvântul colegei mele, Andreea Tincea, senior editor Herald, să ne povestească puțin despre această superbă și elegantă, frumoasă colecție, Înțelepciunea Inimii, în care apar foarte multe cărți și texte din literatura persană, publicate în portofoliul editurii Herald. Mari poeți ai literaturii universale despre care noi am mai vorbit și pe care de fiecare dată îi amintesc cu foarte mult drag, că vorbim despre Rumi, că vorbim despre Omar Khayyam, că vorbim despre Hafez, despre Saadi, despre Ferdusi și despre mulți alți poeți din acest spațiu geografic oriental. Andreea, ai cuvântul. Bună ziua tuturor, bună ziua Sorin, bună ziua tuturor celor care ne ascultă. Mulțumesc invitațiilor noștri de astăzi că sunt alături de noi pentru a face o incursiune cât se poate de cuprinzătoare în timpul pe care îl avem împreună despre, în primul rând, această celebrare a unei limbi care până la urmă a ajuns de-a lungul secolelor să cultive în jurul lumii, în toate culturile, semințe luminoase și semințe care au o singură misiune și anume să atingă acest centru extraordinar care se numește Centrul Inimii, locul unde mintea și experiența umană, sufletul, da, se reunesc pentru a face cumva sens și pentru a ne aduce ce mai aproape de esența transcendentală pe care cu toții avem, măcar din când în când, momente de intimitate în care simțim că ne împărtășim cu acest tărâm de dincolo, care până la urmă structurează și experiența noastră de zi cu zi, fie că o recunoaștem sau nu, fie că o simțim sau nu. Nu întâmplător, colecția noastră se numește Înțelepciunea Inimii. Este o colecție dedicată acestor valori pe care cultura persană le-a strecurat cu subtilitate, cu eleganță, cu bucurie și cu foarte multă iubire, și nu vorbim aici de iubirea erotică, ci de iubirea aceea care transpare viața pământeană, iubirea de uniune cu segmentul divin, cu ceea ce înseamnă de fapt această dimensiune pe care cu greu putem să o decodăm și să o înțelegem. În colecția noastră există în acest moment peste 12 titluri care reușesc, credem noi, să creioneze unele dintre cele mai importante traiectorii în care cultura persană a reușit să transpară în formă textuală. Și în acest sens o să pornesc prin a aminti câteva dintre aceste titluri, în mod special cele legate de Ziua Limbii Persane, care este ziua poeziei. Pentru că de cele mai multe ori când facem notă de ceea ce înseamnă literatură persană, nu avem cum să nu ne apropiem de muzicalitatea poeziei, de dansul valorilor care sunt reprezentate în textele poetice ale poeților persani și în egală măsură de muzicalitatea și dansul care se regăsesc și în celelalte tipuri de texte din literatura persană care nu sunt poezie versificată, ci sunt fie aforisme, fie povestiri, fie învățături. De fiecare dată când ajungi la un astfel de text de sorginte persană, este imposibil să nu simți poezia în care iubirea dansează și transpare în aceste texte. Editura Herald, de-a lungul acestor 30 de ani în care însoțește publicul din România cu texte traduse, încearcă să facă pe mult mai multe paliere aproape obișnuite
bibliotecă în care fiecare dintre noi, în funcție de călătoria pe care și-o alege, să își găsească structura, forma și poate paleta de interpretări prin care personal să își atingă scopul de întâlnire cu sine și cu sinele divin, iar această colecție se adresează în special înțelepciunii din cultura persană, așa cum transpare ea prin practicile atât religioase, filozofice, cât și literare. În acest sens, editura Herald se mândrește cu faptul că a publicat în repetate rânduri, a repetat, reeditat, de fapt, publicarea cărții Poeme Persane, în traducerea lui Otto Stark, în care veți descoperi câteva dintre cele mai importante nume de autori persani, traduși de acest minunat traducător. Este vorba de nume sau poeme semnate de Baba Taher, Omar Khayyam, Saadi, Rumi, Savestari și Hafez. Îi puteți descoperi și acum în această carte extraordinar ilustrată și pe copertă, face parte din colecția Princeps și este punctul nostru de reper atunci când povestim de cultura persană. Este unul dintre cărțile obiect cu care ne mândrim în mod special. Din colecția Înțelepciunea Inimii țin să amintesc în continuare câteva titluri pe care le puteți descoperi pe site-ul nostru și care în egală măsură sunt cărți care cuprind poeme, dar și povestiri sau cuvinte de înțelepciune, fie aforisme. Și o să vedeți că nu doar când vorbim despre Nasrattin Hoxha, care în colecția noastră apare cu o carte în traducerea domnului Mihai Cernătescu, este vorba de povestiri care fac o legătură extraordinară între coordonatele vieții mondane, viețile normale, obișnuite și ceea ce înseamnă această dimensiune transgresivă a datelor din lumea mondană. Se vorbește despre Nasrattin Hoxha în această carte și povestirile lui, da, populare, recunoscute de noi toți din copilărie, dar în egală măsură se vorbește despre modul în care orice om obișnuit poate să atingă înțelepciunea inimii și a valorilor care fac din viața umană să fie o viață în urcare pe scara aceasta a esențializării. Dacă vreți. În egală măsură, în colecția noastră o să descoperiți două titluri de Rumi, acest sultan al iubirii, cum este numit în literatura universală, și cine nu știe niciun nume important din literatura persană, știe cu siguranță că există Rumi pe acest pământ, sub formă foarte actualizată, în cărți, în filme, e peste tot prezent Rumi. În colecția noastră este prezent cu două texte, unul în traducere cerea lui Otto Stark, Oceanul Sufletului, și cu textul Matnaui în traducerea lui Walter Fotescu. Matnaui este și el un material extrem de celebrat și cu nenumărate aprecieri în jurul său, pentru că e vorba de mai multe cărți în interiorul acestor coperte. Este vorba de peste 50.000 de versete în care o să descoperiți geniul lui Rumi atât de frumos și elegant pus în pagină. În egală măsură, în colecția noastră veți descoperi și Caravana Vieții, în traducerea lui Otto Stark, este textul lui Omar Khayyam, și de ce nu, în Nava în premieră o să vă invit să fiți atenți în următoarea perioadă la activitatea editurii Herald, pentru că urmează să publicăm în cât de curând un text extraordinar care se numește Calea Sufită de Idrie Shah, pe care astăzi țin să-l menționez pentru că în interiorul său o să descoperiți extrase din texte, din poezii și învățături semnate sau atribuite lui Sa'i, Hafez și Attar din Nishapur. În acest sens, sunt câteva cuvinte pe care le-am selectat din această carte, care cred că sumarizează modul în care un cititor, chiar și neavizat în ceea ce privește literatura persană, poate să înțeleagă cât de aproape pot fi astfel de texte, chiar dacă nu fac parte din cultura proprie. Idrie Shah spune astfel, nu se poate spune ce uimire și admirație simte un cititor întrezărând perfecta înlănțuire a acestor diverse nivele de material, atât exoteric cât și ezoteric. Textele persane sunt adevărate mine de aur, citate, proverbe, sfaturi, povestiri, aforisme, învățături despre diverse stări de spirit, scrise în așa fel încât pot fi acceptate de spiritul religios cel mai îngust și chiar și de cel mai habotnic.
Este vorba de materiale care te pot ajuta în parcursul tău uman să te îndrepți pas cu pas mai aproape de valorile divine pe care, până la urmă, orice cultură le subliniază prin cele mai importante materiale simbolice, metaforice, literare, artistice pe care le oferă lumii. În schimb, țin să menționez și faptul că, da, literatura persană este parte, de fapt, din experiența noastră culturală, indiferent din ce cultură facem parte, și sunt bucuroasă că astăzi avem alături de noi alți trei invitați care o să ne spună mult mai multe detalii despre unele dintre numele pe care le-am menționat și eu și pe care le găsiți în colecțiile editurii Herald, în mod special în colecția Înțelepciunea Inimii. Vă mulțumesc tare mult că sunteți alături de noi! Mulțumim din suflet, Andreea Tincea, senior editor Herald, pentru această călătorie spirituală, incursiune în lumea literaturii persane prin intermediul colecției Înțelepciunea Inimii, o colecție cu foarte multe titluri impresionante și de asemenea autori remarcabili. Îi dau cuvântul domnului Mihai Cernătescu, lector universitar doctor. Domnia sa a ținut și cursuri de limba, cultura și civilizația persană. Să ne facă o scurtă istorie a literaturii persane. Iată, noi am mai vorbit și cu alte ocazii despre acești minunați poeți pe care îi regăsim în cărțile prezentate puțin mai devreme de Andreea. Și una dintre aceste cărți pe care o iubesc în mod cu totul și cu totul special și îmi doresc o reeditare a ei, tocmai pentru că îi găsim acolo pe toți adunați, este vorba despre Poeme persane. Deci o incursiune în istoria literaturii persan. Mihai Cernătescu. Bună ziua, mulțumesc, Sorine, pentru invitație. Mă bucur întotdeauna să fiu împreună cu editura Herald. Facem astăzi o foarte scurtă istorie a literaturii persane pentru a înțelege exact ce înseamnă acești poeți de care vorbim în mod frecvent, să vedem de unde au venit și ce reprezintă pentru ansamblul literaturii persane. Pregătit un material pentru a aduce și puțină culoare prietenilor editurii Herald și am pornit, să zicem așa, drumul literaturii persane, una dintre cele mai vechi ale umanității, deja depășit vârsta de 2500 de ani, se consideră că a început în mod oficial cu inscripția de la Behistun, pe care o aveți dumneavoastră în imagine. Este o inscripție săpată în stâncă din vremea lui Darius cel Mare și este foarte importantă pentru că face o atestare oficială a primei etape din istoria limbii persane. Limba persană a avut trei etape. Etapa foarte veche, aceasta de care ne referim acum, etapa, să zicem așa, de mijloc și apoi etapa, să zicem, modernă sau contemporană, medie, pe care o vedem în zilele noastre prin toți scriitorii persani din momentul de față. Suntem acum în prima etapă, etapa veche, și aici am adus un detaliu al inscripției de la Behistun pentru a se vedea că inițial limba persană s-a scris cu caracter cuneiform. Suntem, să zicem așa, undeva la anul 1000 înainte de Hristos și până la, să zicem, la epoca noastră. Deci putem spune că încă cu 2500 de ani persanii scriau cu acest caracter cuneiform pe tăblițe de lup sculptat în piață și, din păcate, alte surse nu s-au păstrat până în zilele noastre pentru că Alexandru Macedon a incendiat Marea Bibliotecă de la Persepolis când a reușit să cucerească Imperiul Persan. Mai mergem mai departe și știm că în istorie urmașii lui Alexandru Macedon au stăpânit Orientul apropiat și Orientul mijlociu câteva secole. Este o perioadă, să spunem așa, oarecum de criză pentru literatura persană, pentru că, să spunem așa, vestul Greciei au venit cu elenism, cu o cultură foarte importantă și societatea, cultura persană a fost într-o perioadă de criză, însă chiar și așa a rezistat intenției de elenizare. Efectiv, grecii și cu elenii nu s-au amestecat, nu au creat o cultură comună, pentru că erau foarte diferiți unii de ceilalți.
grecilor, eu știu, le plăcea teatru, persanilor le plăcea desenul, unirea. Erau foarte diferiți, să spunem așa, grecii aveau o grămadă de zei, pe când persanii aveau religia zoroastriană aproape monoteistă. Oricum ar fi, în câteva sute de ani, încă din secolul al III-lea înainte de Hristos, persanii reușesc chiar să ajungă la o putere politică și limba persană renaște cu un nou alfabet, alfabetul denumit Pahlavi, pe care îl aveți dumneavoastră în imagine ca o simplă mostră și este un alfabet mult simplificat față de scrierea cuneiformă. De asemenea, v-am mai notat eu, să zicem așa, principalele opere din această perioadă ale literaturii persane. Este vorba de traducerea din limba sanscrită a Panchatantrei, să zicem așa, fundamentul literaturii universale, și de asemenea colecția de folclor persan, 1000 de povești, care se va transforma ulterior în 1001 de nopți, cum a ajuns faimoasă în întreaga umanitate. De asemenea, foarte importante pentru literatura persană, în această perioadă sunt textele religioase ale religiei zoroastriene și a religiei maniceiste, care de asemenea au influențat foarte mult religiile abrahamice, religiile contemporane ale tuturor oamenilor. Mergem un pas mai departe și ajungem la cucerirea arabă. Cucerirea arabă din secolul al VII-lea a stopat iarăși o, să zicem așa, o explozie a dezvoltării civilizației persane. Datorită faptului că iranienii în continuare văd cele două secole de stăpânire arabă ca un fel de, să zicem așa, două secole de întuneric, cum am scris eu aici. Domnișoara Sara poate confirma, cu vorbele lor se spune dogarne sogut, adică două secole de întuneric, de tăcere. Și asta datorită faptului că civilizația arabă era mult inferioară celei persane. Practic, persanii de la acești cuceritori au luat doar religia islamică și alfabetul arab și el un pic modificat. În rest, aproape nimic. Efectiv, arabii au distrus absolut tot ce au găsit, în principal scriturile, mergând pe principiul, noi avem deja Coranul, cuvântul lui Dumnezeu. Dacă este o scritură în conformitate cu acest original pe care deja îl avem, nu ne mai interesează pentru că oricum avem originalul. Dacă nu este o scritură în conformitate cu Coranul, mai bine că trebuie distrusă. Asta a distrus aproape tot din toată literatura persanică anterioară cuceririi arabe. Astfel încât în momentul în care vorbim despre cei, să zicem, aproape 200 de ani de stăpânire arabă, vorbim astăzi despre o lipsă de evoluție culturală în lumea persană. Și încet, încet, odată cu scăderea puterii politice a centrului de la Bagdad, a imperiului, a califatului arab, dinspre partea de est a lumii vorbitoare de persane, apare foarte încet și foarte timid o renaștere a culturii persane prin patru mari nume. Bineînțeles, marele mare este Ferdowsi, însă și Unsuri, Dagaghi și Rudaghi au folosit naționalismul persan pentru a pune bazele persanei moderne, deci practic a treia fază a limbii persane, și pentru a redefini și a recuceri demnitatea și sentimentul național persan. Deci, efectiv, fără acești oameni persani erau aproape să-și partă cu totul, atât limba cât și identitatea lor națională. Trebuie spus că perioada aceasta a secolelor 9-10, deși este o perioadă, să zicem așa, majoră, este perioada de aur a califatului arab, este de asemenea și aduce o contribuție enormă a oamenilor de știință iranieni care au scris în limba arabă. Cum sunt cei
scris de mine aici pentru dumneavoastră, Avicena, al Birunii, al Razi, inventorul alcoolului, Omar Khayyam, care, lăsând la o parte că a fost poet, a fost și un mare om de știință. El, practic, a revoluționat cu totul calendarul solar pe care îl foloseau și îl folosesc în momentul de față iranienii. Tocmai că acest moment de criză a fost atât de adânc, trebuie văzută, să zicem, în adevărata enormitate a ei, activitatea lui Ferdowsi, care, am spus, a renăscut practic limba persană. Și acesta este motivul pentru care are astăzi dragostea iranienilor. Eu aici am adus două imagini pe care le vedeți și dumneavoastră. Este o statuie, statuia din Tusa lui Ferdowsi, și în partea dreaptă este mausoleul dedicat în anii 50 în memoria lui. Mausoleul, cu precădere, este un loc de pelerinaj cultural și este ceva obișnuit ca iranienii să meargă la mormintele poeților lor, pentru că, într-adevăr, îi iubesc nespus. Despre Cartea Regilor, eu o să vorbesc foarte pe scurt, pentru că mi-am promis altceva acum, însă, totuși, am adus două imagini aici pentru a vedea și cititorii Herald exact care a fost modificarea scrierii. Deci, practic, am trecut la scrierea arabă pe care o vedeți dumneavoastră în cele două imagini. Imagine sunt tot așa, cea din stânga este vorba de Ferdowsi și alți trei poeți la cultea sultanului Mahmud Ghaznavi, iar în partea dreaptă o scenă din Shahnameh, din Cartea Regilor. Acum ne gândim că noi nu putem vorbi despre cultura persană și literatura persană fără să lăsăm, să zic așa, la o parte sau fără să ne uităm la politică. Tocmai cultura și poezia persană au asigurat iranienilor, să zicem așa, păstrarea identității naționale. Foarte multă vreme au fost cucerite de o grămadă de nații. Dacă vă uitați, Iranul de astăzi, să zicem așa, epicentrul culturii persane rămase până în zilele noastre, este la o intersecție. Pe acolo trec toate drumurile comerciale, pe acolo au trecut toate națiile care din Orient au venit spre Occident și invers. Tocmai apartenența asta i-a ținut pe iranieni în viață în urmă cu 2500 de ani până astăzi. Și apropo de Mahmud Ghaznavi, că îl vedem aici, și practic Ferdowsi a scris la curtea lui, Mahmud Ghaznavi a fost turc. Vorbea nativ limba turcă și tocmai dragostea și frumusețea poeziei persane și a culturii persane l-au determinat să accepte limba persană ca limba de curte a alitelor și practic astfel în desele lui incursiuni să o ducă și în India. Mergem mai departe și ajungem la apogeul culturii și literaturii persane, care este adus de către poetii secolului XIII, Nizami Ganjavi, care practic este în început, apoi de Atarni Shapuri, Jalal al-Din Muhammad Rumi, Sadi Shirazi și Hafez Shirazi. Ei sunt clasicii poeziei persane. Ei sunt atât de mari încât practic, să spunem așa, au umbrit toată literatura ulterioară a limbii persane și nimeni nu a reușit să mai urce la perfecțiunea cu care ei au scris poezie acum 600-700 de ani. Înainte de Revoluția iraniană era o emisiune care mergea prin sate și strângea folclor și practic nu există folclor fără poezia lor în Iran. Și practic iranienii excelează prin poezie, prin plăcerea de a spune lucrurile frumoase în versuri. În imagine avem mausoleul dedicat poetului Hafez din Shiraz. Următorul pas îl fac eu, este prin partea dreaptă imaginii, este mormântul poetului Saadi și el tot în Shiraz, practic în același oraș, iar în partea stângă este traducerea în limba franceză, făcută în anul 1634, pentru că deja din secolul XVII, poezia clasică persană a ajuns să se influențeze foarte, foarte mult tot ce înțelegem noi astăzi prin literatură universală. Să mă limitez doar la literatura română. Deci, practic, Dimitrie Cantemir vorbea, scria și citea în limba persană. Mihai Eminescu mai puțin, dar
practic divanul lui Dimitrie Cantemir e practic o reformare a divanului Persan. Mihai Eminescu de asemenea preia idei din poezia lui Omar Hayam, ideea cu prețuiește clipa pentru că suntem muritori și mâine practic nu vom mai exista. Despre Mihail Sadoveanu, ce să mai spun? Divanul persian, cartea lui, este exact o structură standard de culegere de basme persane în care două sau mai multe personaje practic au o dispută și vin și aduc tot felul de argumente. Mergem un pas mai departe și ajungem la o altă parte foarte importantă a literaturii. Este vorba de folclor, de tradițiile populare, de basme, povești, proverbe. De asemenea, au contribuit major la evoluția literaturii universale, iar în cele două fotografii sunt în partea stângă o colecție de basme tradusă de profesor Viorel Bageacu în 1971 și apoi, bineînțeles, că modestia nu m-a lăsat să mă laud un pic cu peripețiile lui Nasrattin Hoxha, traduse de mine din folclorul persan în urmă cu câțiva ani și apărută la editura Herald. Am intenționat să fac o foarte, foarte scurtă trecere prin literatura persană, să vedem ce înseamnă poeții astea, aceștia de care discutăm în mod frecvent. Deci, efectiv, au venit într-o perioadă în care identitatea persană era pe punct de primejdie. Și dacă ne gândim că în continuare după ei au fost ocupați de către mongoli, mongolii au omorât practic unul din trei oameni întâlniți în cale. Iranul a suferit enorm acolo, nu mai era pericolul de a fi distrus o civilizație, era vorba de a fi un genocid fără precedent. Ei bine, turcii, mongolii, arabii, toți au încercat, i-au cucerit, ulterior au venit europenii, s-au livit alți dușmani din nord și mă refer la Imperiul Țarist. Ei bine, dragostea asta față de poezie a fost ancora care i-a ținut în mod constant pe iranieni în pământul acela și cu identitatea aceea și totul se datorează acestor poeți foarte, foarte mari, acești clasici de care discutăm astăzi și despre care eu las și ceilalți invitați să vorbească și vă mulțumesc că m-ați ascultat. Mulțumim foarte mult, Mihai Cernătescu, lector universitar, doctor și traducător al volumului Peripețiile lui Nasrattin Hoxha, volum publicat în colecția Înțelepciunea Inimii, cred că undeva la sfârșitul anului 2016, începutul anului 2017 și despre care noi am mai vorbit foarte frumos, peripețiile lui Nasrattin Hoxha. Acum aș vrea să îi dau cuvântul doamnei Sara Estera Badeian, translator din limba persană, să ne vorbească despre importanța acestei zile de 15 mai în cultura persană, limba, ziua limbii persane, limba poeților și a iubirii și la un moment dat să ne recite și unu, două poeme din limba persană. Mulțumesc foarte mult. Sunt foarte fericită să fiu la un eveniment de genul ăsta pentru că de fapt, cultura persană e o parte importantă din identitatea mea. Eu am origini persane și cunoscând mai bine această cultură și rădăcinile mele, am pornit în călătoria asta de autocunoaștere de asemenea. Așa cum au spus și colegii noștri, într-adevăr, pentru cultura persană, poezia este esențială și eu mă voi concentra asupra poeziei din literatura clasică persană, ca să zic așa, din secolele 12, 13 și 14, ca să-l includem și pe Hafez, și mă voi concentra asupra poeziei sufi. Desigur, cultura persană este inseparabilă de poezia sufi. Orice iranian are în casă o carte de Hafez și o carte de Rumi, pe lângă Coran, desigur. De fapt, atunci când un iranian are o dilemă, de multe ori o să facă ceva care se numește Fale Hafez, adică o să pune o întrebare în inima lui, o să spună o rugăciune și o să deschidă cartea lui Hafez, care se mai numește și Lisanul Ghaib sau Tarjumanul Asrar. Adică traducătorul misterelor din lumea invizibilă și o să
primească răspuns de la Hafez, o să citească o poezie de Hafez și o să interpreteze ca să primească un răspuns la întrebarea lui. Desigur că poezia lui Hafez mai ales și în general toată literatura asta sufi permite mai multe nivele de interpretare. Este multistratificată, adică are un strat zahiri, ezoteric, și niște mai multe straturi batenii, ezoterice. Și asta din mai multe motive. Unul din motive este că, din păcate, de-a lungul secolelor, așa cum au punctat și colegii noștri, Iranul a fost invadat de mai multe ori de către diferite civilizații. Și deci poeții nu au putut să exprime liber întotdeauna adevărurile pe care le experimentau în trăirile lor interioare. În consecință au venit cu acest limbaj codificat, cu acest limbaj simbolic despre care o să vorbim imediat, care e prezent în literatura sufi și atât de bogat și multicolor și viu, exact ca o țesătură, ca un covor persan. Desigur că iubirea în literatura sufi este elementul cheie, este elementul central. Poate v-ați întrebat de ce literatura persană a supraviețuit atât de mult, de ce este atât de enduring, de ce a trecut testul timpului. Ei bine, dacă ar fi să căutăm răspunsul la Shams din Tabriz, de exemplu, profesorul lui Rumi, el ne-ar spune că acest lucru se datorează faptului că poeții mistici, prin opera lor, au exprimat o sclipire din acea flacără a iubirii divine, din acea flacără creatoare, care de fapt este și sursa întregii vieți din universul ăsta, conform poeților sufi, și orice conține această sclipire de revelație, orice conține o licărire din lumina iubirii, întotdeauna va trece dincolo de spațiu și timp, pentru că asta e natura iubirii. Și aici putem să îl cităm și pe Hafez, desigur, pentru că, vedeți, poeții ăștia mistici se confirmă unul pe altul, ei vin dintr-o lumină unică, din Nur-e Vahed, și o să putem să citim și pe Hafez. O să încerc să dau citatele și în persană și după aceea să le traduc în română. Hafez zice: Dar rahe eşq marhale qurbod nist, mibinamet ayan o dua mifrestamat. Pe calea iubirii nu există conceptul de apropiere și depărtare. Te văd cu ochiul inimii și îți trimit o rugăciune. Deci iubirea și experiența transformatoare și trăirea interioară sunt elemente esențiale în literatura sufi. De obicei nu ne așteptăm de la poeții noștri, nu, în literatura occidentală, să ne dea răspunsuri la marile întrebări. Nu? Cum ar fi cine sunt eu, de unde vin și care e menirea mea pe pământul ăsta. Nu ne așteptăm de la poeții noștri să aibă soluții la frământările noastre psihice și existențiale. Însă, în literatura persană, aceste domenii se întrepătrund. În literatura persană, un poet poate să îți dea lămuriri despre menirea ta pe acest pământ și despre scopul existenței. Și, de fapt, toate pot fi esențializate printr-un singur cuvânt. Eşq, iubire. Eşq ast yeki jani dar rafte be sad surat, divane shodam bari man dar fana ayinat. Iubirea este unicul spirit care se manifestă sub o mie de chipuri. Sunt extatic, sunt un nebun pe calea ta, pe calea iubirii, adică zice Rumi, desigur. Și această iubire
bineînțeles că nu se limitează la iubirea umană, la iubirea pământeană, deși iubirea umană este o fațetă a acestui diamant multifacetat. Gohare tabnoche esht. Juvairul radiant al iubirii, cum îi spunea Sohrawardi. Așiqii gher zin sar o gher zon sar ast. Aqibat ma ro bedan sar rahbar ast. Iubirea, dacă este, indiferent dacă este din această lume sau din cealaltă lume, adică vrea să zică rumică, indiferent dacă e iubire spirituală sau iubire pământeană, aqibat ma ro bedan sar rahbar ast. Într-un final ne va duce la destinație, la destinația ultimă, adică la prea iubitul universal, ma'shuq azali, cum îi se spune în literatura persană, adică desigur Dumnezeu. Și vedeți că aici e o trecere de la abed ma'bud, de la această relație de al preamări pe Dumnezeu, care de obicei e reprezentată în religii, nu? În latura exoterică a religiilor, este o trecere la relația aşiq maşuq, îndrăgostit și prea iubit. Adică de la această teamă de Dumnezeu și de la ideea de ritualuri și dogme și forme exterioare de a-L preamări pe Dumnezeu, se face o tranziție în sufism la această latură interioară, la această flacără transformatoare a iubirii, despre care, oricât am vorbit, nu putem să o cuprindem în cuvinte. Harci guiam eșcra, șarho baion, cion be eșcra, iad, hegel gherdam azon. Oricât aș încerca să vorbesc despre iubire, când o experimentez, pălesc toate cuvintele, spune Rumi. Deci iubirea, chiar dacă este dincolo de cuvinte, a dat naștere la o infinitate de versuri. Este cea mai lungă poveste din univers. Și aici este acest paradox subtil și dulce pe care misticii îl exprimă în limbajul poeziei, pentru că prin metaforă și prin analogie și prin poezie putem să exprimăm cel mai bine inexprimabilul. Și de fapt, în sufism și în, desigur că în literatura mistică persană, iubirea nu se reduce doar la un sentiment, la o relație. De fapt, iubirea este definită ca fiind chiar forța creatoare care a dat naștere întregului univers. Este scopul pentru care am fost trimiși aici. Este ceea ce diferențiază ființa umană de toate celelalte ființe create de Dumnezeu. Și aici putem să-l cităm pe Hafez, care zice: dar azal partove hosnat zetajali damzad, eşq peida şod atash be hame alam zad. Vedeți muzicalitatea? Oricât de bun traducător am fi, nu putem să redăm această muzicalitate în engleză sau în română, pentru că e o muzicalitate specifică limbii persane. Hafez zice: la început, o rază a splendorii tale a emanat în manifestare. Iubirea s-a dezvăluit și din flacăra ei a fost creat întregul univers. Deci, este fascinant că Hafez spune întreaga poveste a creației universului într-un singur vers. Și se pare că pentru acești poeți mistici totul a început cu iubirea și totul se va termina cu iubirea. Și e o călătorie circulară în iubire. De ce spunem că scopul ultim este iubirea? Desigur, pentru că nu poate fi un alt scop.
pentru că iubirea e atât cauza, cât și efectul și dincolo de ele. Hafez spune: عاشق شو گر نه روزی کار جهان سرآید نخوانده نقش مقصود از کارگاه هستی. فی اون اندرگستید دوین اون اندرگستید یوبشته عاشق شو یوبشته altfel într-o zi universul se va sfârși fără ca tu să fi realizat scopul acestui mare puzzle al existenței. Deci, iubirea pentru cei care călătoresc pe acest drum este ghidul, este calea, este originea și scopul. Și asta e ilustrat atât de frumos într-o poveste din Masnawi a lui Rumi. A fost odată un îndrăgostit care bate la ușa prea iubitei lui. După lungi călătorii dificile și teste și examene spirituale și tot ce a experimentat el, în sfârșit ajunge la ușa prea iubitei și bate la această ușă și vocea din interior întreabă: cine e? Și îndrăgostitul spune: sunt eu. Și vocea dinăuntru zice: îmi pare rău, dar nu este loc în această casă pentru doi. Dezamăgit, îndrăgostitul nostru pleacă din nou în călătoria lui și petrece câțiva ani în contemplare, introspecție și meditație. După care se întoarce din nou la ușa prea iubitei și, bătând la poarta inimii, din nou este întrebat de către vocea dinăuntru: cine e? Și de data aceasta îndrăgostitul afirmă: sunt tu. Și poarta se deschide. Pentru că, într-adevăr, în casa inimii noastre, în sanctuarul inimii noastre, este loc pentru unul singur. Și avem de ales, ori este ego-ul nostru, nafs, ori este preiubitul. Nu pot fi doi pe tronul inimii. Și iubirea este această forță unificatoare care face din mai mulți unul singur. Exact ca o umbră care îmbrățișează soarele, cum zice Rumi. De fapt, dacă ne uităm la toată literatura asta persană clasică, vedem câteva simboluri și metafore care se repetă în mod frecvent. De exemplu, metafora vinului, metafora cupei, metafora preiubitei care are chipul radiant ascuns sub un văl. Și uneori acest văl este reprezentat chiar de pletele preiubitei. Zolf, a șufte vohoi, chiar de vohandon, labo, mast, pirhancioc, o cazalhon, o sorahi, dar dast. نرگسش عربده جوی و لبش افسوس کنان نیم شب دوش به بالین من آمد بنشست. Am recitat asta mai mult pentru muzicalitate. Este un portret descris cu foarte multă subtilitate și de ce nu senzualitate de către Hafez, un portret al preiubitei. De foarte multe ori putem să ne pierdem în acest văl de simboluri, în această țesătură, însă dacă ne uităm la Golșane Roaz al lui Mahmud Shabestari, de exemplu, putem să găsim codurile care se ascund în aceste simboluri. Și dacă știm codurile, dacă știm să interpretăm acest limbaj, ne este mult mai ușor să găsim semnificația ascunsă în acest potir ornamentat cu o multitudine de simboluri care e poezia persană. Așa cum spunea Rumi,
semnificația, sensul, este nectarul din vas. Și cupa, vasul, sunt cuvintele. E povestea sau poezia pe care o citim. Și asta e important, desigur, și pentru noi, translatorii. Pentru că, în primul rând, trebuie să înțelegem noi foarte bine ceea ce traducem ca să putem să transmitem mesajul cât de cât autentic, în limita înțelegerii noastre, desigur. Și ne rugăm să ne extindă prea iubitul divin cunoașterea. Mulțumim din suflet doamnei Sara Ester Abadeian pentru aceste cuvinte frumoase și pentru chiar, poate este un clișeu, da? Și cu toate că este un clișeu, am să-l folosesc și la momentul în care ne-a povestit despre poeții persani, dar și felul în care a recitat, mi s-a făcut pielea de găină, la modul propriu. Doamna Sara Ester Abadeian, translator din limba persană, iată cât de frumos a vorbit despre Saadi, despre Hafez, despre Omar Khayyam, despre Rumi. Și aș mai adăuga eu, apropo de metaforă și de temă, de reflexie și timpul, pe lângă vin, pe lângă eros, pe lângă iubită, continuăm discuția noastră cu actorul Nae Alexandru, actor la Teatrul Constantin Tănase, un mare iubitor de Rumi, un mare iubitor de Omar Khayyam, și ne va recita și câteva, două, trei poeme scurte din Rumi. Bună ziua, dragi privitori. Cititori și privitori, exact. N-am să mai adaug multe cuvinte la tot ceea ce s-a spus până acum. Prefer să merg pe mâna poetului și să vă citesc pentru început trei poeme din Oceanul Sufletului, pentru că e un ocean atât de vast și care nu putem să-l înțelegem atâta timp cât trăim, încercăm să-l înțelegem și ni se pare de fiecare dată când reintrăm în acest ocean al sufletului că de fapt nu știm nimic după ce am petrecut ani în această viață. Dinspre neființă spre ființă, potrivnic cu potrivnic se luptă, se omoară. Porunca ta îi smulge din neființă iară. O, dinspre neființă să treacă spre ființă, atâtea caravane primesc îngăduință. În somn, în orice noapte, gândirile dispar și se cufundă în marea cea fără de hotar. Dar cum dau zorii aceste făpturi dumnezeiești, își scot din mare capul ca tot atâția pești. În toamnă, mii de frunze și crengi supuse sorții se îndreaptă în frunte către adâncul mării morții. Iar corbi în straie negre din tălpi și până în creștet, candoliați în crânguri jelesc frunzișul veșted. Și iarăși neființei îi dă cel sfânt porunci să înapoieze cele înghițite până atunci. Înapoiază moarte ce ai înghițit cu zel, tulpine, ramuri, frunze și ierburi fel de fel. Cei doi prieteni. Un om bătu la ușa prietenului drag. O, cine ești tu oare, om vrednic și pribeag? Sunt eu, răspunse insul. Te du, nu se cuvine să stea la masa asta un om necopt ca tine. În focul surghiunirii, ființa-ți să se coacă și n-o să mai încerce atunci să se prefacă. Plecă de-ndată omul, călători vreun an, surghiunul pârjolindu-l cu focul său avan. Și ars de acea văpaie, dar și cu mintea coaptă, se întoarse la amicui să vadă ce-l așteaptă. Bătu din nou la ușă, cu teamă și umilință, ca nu cumva să-i scape iar vreo necuvință. Și îl întrebă amicul,
cine-i la ușa acum? Și omul îi răspunse, la ușă ești chiar tu. Prietenul îi zise, o, intră, eu al meu, căci tu ești eu și în casă nu-i loc pentru un alt eu. Al aței dublu capăt nu-i acului pe plac, cum încă, cum însă acum ești unul, hai, intră în acest ac. Lumină și culoare. Cum poți vedea că roșul și verdele se îmbină de nu vezi înainte a soarelui lumină? Dar absorbită-i mintea când vede o culoare ce ca un văl ascunde lumina când apare. Cum însă bezna nopții culorile le tăinuie, pricepi că vezi culoarea, cât timp lumina dăinuie. Nu vezi culoarea fără lumina din afară. Culorii din lăuntru la fel e dat să apară. Lumina din afară e din stele și din soare. Cea din lăuntru vine din veșnica splendoare. Lumina care îndrumă a ochilor lumină menită a fost ca în oameni din inimă să vină. A inimii lumină în cel sfânt are sorginte și nu-i nicicum lumina din simțuri și din minte. Și pentru că acesta a fost Rumi, al lui Ocean al Sufletului, am să citesc și un catren din Caravana Vieții, care spune, ce-i ființă? Întreb tu, la ce bun atâtea frământ? Despre duh și cuget, câte vorbe spuse în vânt? Fii voios și lasă lumea să petreacă. Fără tine se întocmiră toate câte sunt. Și am să închei cu o povață care face o chintesență a universului iubirii atât de frumos, care spune așa, universul iubirii nu are decât trei căi, focul, lacrimile și sângele. Eu vă mulțumesc că am avut această ocazie să citesc din această literatură absolut remarcabilă, care este piatră de căpătâi pentru fiecare actor, în primul rând, că vorbesc despre profesia mea, și este piatră de căpătâi pentru fiecare ființă care încearcă să se descopere pe sine și încearcă să descopere tot ceea ce vede în jurul lui. Să tragem nădejdea că vom putea să descoperim cât mai multe lucruri în scurta noastră trecere prin această lume. Eu vă mulțumesc pentru această invitație și mă bucur că am aflat lucruri interesante în această zi de la cei care au vorbit înainte. Mulțumim din suflet actorului Nae Alexandru, actor la Teatrul Constantin Tănase, și înainte de a face un, hai să spunem, 360 de grade, un cuvânt foarte, foarte scurt, un cuvânt de încheiere din partea fiecărui invitat, am să vă rog să-mi permiteți să recit și un foarte, foarte scurt poem din Rumi, Reîntoarcerea, făcând o glumă mai devreme, fără să ne vorbim, pentru că am lăsat spontaneitatea să-și spună cuvântul. Alesesem poemul Cei doi prieteni a lui Rumi. Dar prietenul Nae Alexandru a recitat înaintea mea, așa că reîntoarcerea. E reprezentativ, e reprezentativ. Exact. Atunci... Din duh țâșnește forma caleul din pădure. Cum gândul încă vorba ce începe să murmure? Cuvântul ca și glasul le naște cugetarea. Dar cine știe unde?
îi se întinde marea. Când valurile vorbei simțit au că te încântă, ai înțeles că marea e și ea la fel de sfântă. Din marea înțelepciunii vin apele gândirii, primind într-una forma sonoră a vorbirii. Porunca-i naște forma menită a dispare, așa precum talazul recade apoi în mare. Din fără formă forma apare și revine, ai tăi suntem, o Doamne, ne-ntoarcem toți la tine. Rumi. Andreea, foarte, foarte pe scurt, un cuvânt de încheiere pentru cititori, pentru acest frumos, minunat, aș spune eu, eveniment dedicat limbii persane, dedicat poeților persani, dedicat iubirii. În primul rând, aș vrea să mulțumesc invitaților care au fost alături de noi. Recunosc că cu fiecare cuvânt, cu fiecare intervenție, m-am așezat din ce mai mult în locul unde îmi face foarte mare plăcere să fiu, în centrul inimii, și țin să reamintesc că pe cuvântul meu de cititor, oricare dintre cărțile pe care le-am scos în această colecție, fac același serviciu în intimitatea personală, când veți deschide oricând o carte semnată de unul dintre autorii, poeții despre care am vorbit și noi astăzi, serviciul va fi întotdeauna în folosul cititorului, veți coborâ cu siguranță mai aproape de centrul inimii sau chiar în centru. Așa că sper că această zi să fie o ocazie bună să deschideți o carte semnată de unul dintre poeții despre care am vorbit și noi astăzi. Mulțumim, Andreea. Mihai Cernătescu. A fost o plăcere. A fost o plăcere. Un singur lucru vreau să spun, că mai ales Omar Khayyam, care este, să zicem, cel mai cunoscut datorită activităților folkiștilor în Cenacul Flacăra, se ascultă în continuare după 30-40 de ani, eram eu mic de tot, se ascultă cu plăcere, adică Magda Pușca și Iulia Iosipescu este într-adevăr o plăcere. Am timp să citesc? N-am timp, este mai bine. A, dacă am, atunci citesc Ulciorul de Omar Khayyam. Mai vino să ciocnim o cupă la hanul vechi de pe Coclaur, căci pentru vin și pentru tine mai amânsând trei pumni de aur. Hai vin să numărăm tristețea și setea fără de alinare la hanul vechi cu vinul roșu din valea umbrelor fugare. Rămâi să potolim pojarul tristeței care ne înconjoară cu vin aromitor la hanul încremenit în prag de seară. Știi tu, frumoasă, că ulciorul din care bei cu înfrigurare l-a făurit cu trudă sfântă un bietolar la drumul mare. Un bietolar ce luase lutul, înnăclăit, murdar și greu, din țărna unui trup de fată frumos și cald, ca trupul tău. Ca mâine vom poposi în groapă, uitați, nepomeniți de nimeni, ca mâine vor veni olarii să fure lut din țintirime. Iar trupul tău ce astăzi saltă, în joc de sân cu mângâiere, va fi un biet ulcior din care vorbea drumeții cu plăcere. Înmiresmează-te frumoasă cu meridianii fermecate, cât râde în ochii tăi norocul, cât zoriți grei de diamante. Iubește-mă acum, căci anii se sting ca para lumânării și bătrânețea ne va ninge cu neaua grea a destrămării. Acum când drumurile lumii mi-au pe maluri bucurii, ca mâine în zadar vei bate la porți de suflete pustii. Iubește-mă acum, căci anii la năzuinți-or pune frâuri și zilele vieții noastre se duc pe undele de râuri. Iar trupul tău, care mi-e astăzi cel mai râvnit dintre limanuri, va fi un biet ulcior din care vorbea drumeții pe la hanuri. Traducere, George Lesnea. Mulțumesc! Mulțumim din suflet, Mihai Cernătescu, lector universitar, doctor. Foarte pe scurt un mesaj, Sara Estera Badean. În primul rând, mulțumesc pentru că mi-am umplut astăzi cupa inimii cu elixir și cu nectar și cu dulceață și am savurat prezențele voastre. Păi, mă gândeam să alegeți voi. Aș putea să recit din Omar Khayyam sau din Rumi sau din Hafez. Deci, ce ați vrea să auziți? Cel mai scurt! Ok, Omar Khayyam, pentru că sunt rupaiate. Sunt mai scurte. Ok. این قافله عمر عجب می گذرد. دریاب دمی که با طرب می گذرد. ساقی غم فردای حریفان چه خوریم
Pișor pioleră, ce șap mi gozarat. O să încerc o traducere. Caravana vieții ce repede trece, savurează clipa care cu bucurie trece. O paharnicule, sau paharnico, sau tăi de obicei e o femeie care toarnă vinul în pahare. Sorry, game fardoi harifan, ce horim, de ce să ne facem grija zilei de mâine? Umple cupa, căci noaptea, repede, trece. Așa că haideți să umplem cupa fiecarei clipe cu acceptare, cu bucurie și cu dulceața prezenței. Mulțumim și noi din suflet, Sara Isterabadean, translator din limba persană. Foarte pe scurt, un cuvânt de încheiere, actorul Nae Alexandru. Da, mi-a luat și mie poezia de final. Așa se întâmplă în viață. Este o chintesență a caravanei vieții a lui Omar Khayyam. Eu nu mai spun nimic mai mult decât atât. E o bucurie să recit această poezie. Este o bucurie să mă reîntâlnesc de fiecare dată cu editura Herald și cu cititorii ei. Este o bucurie să pot fi alături de oameni care contribuie și ei la cultura universală. Le mulțumesc tuturor și le mulțumesc traducătorilor că ne ajută pe noi, actorii, să ne facem meseria mai frumos și mai bine. Vă mulțumesc și să ne reîntâlnim cu bucurie și în sălile de spectacole și la evenimentele fizice care să sperăm că vor începe ușor, ușor să se desfășoare în perioada următoare. Vă mulțumesc pentru invitație. Mulțumim din suflet, Nae Alexandru, actor la Teatrul Constantin Tănase și spectacole de poezie, nu, pe lângă piesele de teatru. Aș încheia, dragii noștri, mulțumindu-le, așa cum a făcut mai devreme și colega mea, Andreea Tincea, senior editor Herald, invitaților noștri, Mihai Cernătescu, lector universitar doctor, Sara Isterabadean, de asemenea translator din limba persană, doamna Parvin Neghiraz, consilier economic și cultural din partea Ambasadei Republicii Islamice Iran la București, actorului Nae Alexandru, și aș încheia cu un mesaj, cum fac de fiecare dată. Citiți, dragii noștri, iată cărți minunate, cărți superbe în colecția Înțelepciunea Inimii din portofoliul editurii Herald, indiferent că vorbim despre peripețiile lui Nasrattin Hoxha traduse de Mihai Cernătescu sau că vorbim despre Caravana vieții Omar Khayyam, Madnaui sau Oceanul sufletului Rumi și multe alte cărți, Ce este sufismul de Martin Links, pentru că tot a fost pomenit mai devreme și tradiția din tradiția islamică, sufismul. Vă mulțumim foarte mult pentru că ați fost alături de noi în cadrul acestui eveniment frumos, Ziua Limbii Persane, Limba Poeților și a Iubirii. Sunt gazda dumneavoastră, Sorin Lucaci, noi ne dăm întâlnire în episoadele, în interviurile cu invitații noștri, așa cum știți, la rubrica, emisiunea Cărți Deschise pentru Minți Deschise. Să aveți o zi binecuvântată în continuare și lectură plăcută. La revedere, numai bine!